Dacă râzi, îți dai o palmă Minecraft Edition. Ați auzit foarte bine, băieți și fete. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou challenge foarte special la mine pe canal. Astăzi facem încearcă să nu râzi, însă dacă o să râzi, o să trebuiască să-ți dai o palmă. Și desigur, fraților, trebuie să fac această precizare la fiecare videoclip de genul: doar eu fac challenge-ul ăsta cu să-ți dai o palmă. Nu vă recomand să vă dați palme, pentru că videoclip la care o să reacționăm o să fie foarte, foarte amuzant și na, sunt șanse foarte mari să vă dați foarte multe palme, așa că mai bine faceți doar încearcă să nu râzi challenge și fac doar eu încearcă să nu râzi și dacă râzi îți dai o palmă. Vă întrebați de ce zic că e așa de amuzant? Ei bine, fraților, este un videoclip, deci este o animație cu Minecraft, unde sunt toți mobili la școală și se joacă un joc care se numește Minecraft Spin and Win și o să dea la o roată și bănuiesc că fiecare o să trebuiască să facă anumite provocări. Este un videoclip foarte interesant, urmează să ne uităm la tot. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și haideți, fraților, să nu mai pierdem timpul, să vedem care-i treaba. Monster School Spin and Win Funny Minecraft Animation. Deci avem aici palma și da, știți ce se întâmplă. Ok, hai să vedem. Deci o să încerc să mă abțin și totodată regulile pot să fac gen să zâmbesc așa puțin, însă mai ales în momentul în care am scos un sunet de gen, și chiar dacă am făcut înseamnă că am râs, gen nu trebuie să scot niciun sunet. Hai să vedem, let's go. Bun, a, deci mobii la școală sunt ca, orice copil, deci dorm. Uite și pe ăsta doarme. Și s-a pișat pe el. Ok, deci am râs din primele 8 secunde, ok, bun. Hai că o să încerc să mă abțin mai bine. Zice, of. Trezește-te, bă, frățiorul, că te-ai pișat pe tine. Mamă, s-a enervat ăsta, că a râs la el. Ok. Herobrine doarme. Herobrine, ai întârziat la școală, bă, frățiorul. Du-te că ai târziat la școală. Uite, bă, a târziat la școală Herobrine. A, el e profesorul, bro. Ok. Băi, nu se pune că n-am râs. N-am râs la ăsta, cum zice, la videoclip. Am zis la... am râs la ce am realizat eu. Nu se pune. Hello. Ok, face cu mâna. Uite aici toată clasa. Îl vede pe ăla că doarme. Băi, băi, șmechere. Trezirea. Alo? Gata, s-a trezit. Mamă, și nu o să-și dea seama de... că a făcut pipi? Nu-i vina lui, nu-i vina lui. Bro, tot se uită la el așa. Nu înțelege, zice acum o să predea. A, și acum se joacă jocul ăsta, Spin and Win. Ok, deci ce poți să câștigi? Poți să câștigi Golden Apple, poți să câștigi un iPhone, ok. Foarte interesant. A, și fiecare trebuie să vină să apese pe buton, nu? Mamă, și ăștia se bucură. Bă, asta-i tare, chiar e un challenge tare. Mai ales la școală să faci și ceva tare. Let's go. Haide, Zombie Boy. Prima dată băiatul ăla care, a, e ăla care a dormit sau nu? Hai să vedem ce-i pică lui. Let's go. I-a picat gold! Nice! Bravo! Bravo, frățiorul! Bravo! Let's go! Bravo! Ai gold, frățiorul! Ai goldul asigurat! Bravo! Bă, dar stai, eu chipul ăsta n-are copyright sau ceva de genul, nu? Nu? No. Bun, perfect. Let's go! Bravo! Ia goldul! Ia că e greu, frățiorul! Am zâmbit, ok. Mi-a dat una. Bravo, bă, uite! Sărau că nu mai poate! Nota B! A, le dă și note! Bro, dar asta e pe noroc, merg. De ce să le dea note? Că efectiv e la noroc, e o roată, e la noroc efectiv. Mamă, ce nenorocit e profesorul ăsta, bro. Slime Boy. Haide, bă, Slime Boy. Du-te. Ce-i picat, frățiorul? Eu zic că ăsta o să-i pice ceva nașpa. A, bă, nu, uite, ok. I-a picat pui. Bravo, frățiorul. L-ai mâncat, bravo. Lua și le lasă gura apă, le și lor poftă. Nu. Cred că nu trebuia să-l mănânce, sau? Că e și mai nașpa ca B. Deci undeva la 5-6, cred. Bravo, bă, ai notă de trecere, bravo ție. Zombie Pigman, următorul. Hai să te bă, băi. Hai de șmechere.
Du-te tu. Haide, du-te. A, bă, zombie, bine că știi ce trebuie să faci, că toată lumea a făcut asta. Luați-o să-i pice ceva nașpa. Trebuie să-i pice cuiva ceva nașpa. Fulger! Trebuie să-l fulgere! Bro, ce se întâmplă? Am avut și zombie pigmen. Pe ăsta îl pumnește plânsul pe profesor, de parcă nu l-a făcut jocul. I-a dat ruta 4! Bro, după ce că a murit, efectiv s-a ars tot, i-a mai dat și ruta 4. Bro, ce... Ghost boy, hai! Hai, gastule, haide! Lua asta, trebuie să-i pici ceva bine. iPhone-ul. Un ceas. Ce înseamnă asta? E pauză? Sau ce înseamnă? S-a sunat, nu? Oh my god, băi, băi, ce faci, mă? Nu. Ia, da nota D, cred că nota D e 5-ul, fraților, cred. Sau? Ce nota D? 4 sau 5? Zombie Pigman Gangster. Ia, fii atent. Ăsta e Zombie Pigman Gangster, gangsterul care a făcut pipi pe el. iPhone! Bă, ce noroc are gangsterul! Băi, ce noroc! Bravo, frățiorul, îți face o poză. Bro, îți face o poză, uite, îți face poze. Bravo, nota 10. Bă, dar nu-i corect, fraților, adică după ce deci tu iei o chestie bună, îți dă și profesorul notă bună, dar dacă iei o chestie proastă, îți dă și la notă proastă. Bro, e pe noroc. Bravo, frățiorul. Ce face la filmează ora? A, ăsta vrea să facă trade. Vrea să facă trade. Aurul pentru iPhone. Se gândește că... A, deci două iPhone-uri fac cât o bucată de aur. Deci o combinație foarte mare. Să dai un singur aur pe două iPhone-uri. E o combinație foarte mare. Nu? Ia de aici. Bro, dacă cu un aur poți să cumperi două iPhone-uri, foarte mare combinația. Bravo lui. Și a dispărut. Și se duce să cumpere două, nu? Apple Store. Da, mă, asta o să facă. Au, mamă, asta a fost captare. Uite, se duce să cumpere două, fraților. Hello? S-a îndrăgostit. S-a îndrăgostit, frățelor. Nu mai cumpără niciun iPhone deja că s-a îndrăgostit. iPhone 11 Pro Max. Thank you. Ok, și-a cumpărat două, bye bye. Mamă, ce l-a adus mintea. Ce l-a adus mintea și-a luat două. Foarte tare. Am zis. Wow. Bă, are două iPhone-uri acum. Băi, să vezi ce o să se oftice asta. Băi, calmați-vă, hai să revenim la joc. Calmați-vă. Asta nu știe nimic, el n-a auzit nimic, a se uită pe pereți. Mamă, iar am râs din greșeală. Slime Girl, haide. Că primul Slime Boy a fost Vaidel. Vreau să-i pice cuiva TNT-ul, fraților. Nicovala, mamă, sper că nu Nicovala în cap. Nu Nicovala în cap. Ba da. Mamă, e slime. S-a dus. Băi, deci aici poți să mori la fel ca zombie pigmenul. A, ba, ia uite, că și-a revenit, că e slime până la urmă. Până la urmă e slime, fraților, să nu uităm. Deci ar trebui 10. Ar trebui 10. Bravo, A plus 10, fraților. Let's go. Bravo, băi, slime girl, bravo. Bravo că ai supraviețuit Nicovale în cap. Skeleton boy. Haide, bă, scheletule. Săracu, e panicat. Dai, mă, acolo. Iron, bravo. Băi, nu e așa de mișto ca goldul și nici ca diamantele, că aveți acolo și diamante, dar na, gândește-te, putea să-ți pice cupru. Care-i nașpa lor de tot.
I-a picat în cap Iron-ul. Săracul nu poate să le ridice. Băi, săracul de... Ok, asta merită F. Asta merită 4. Asta merită F. Rătăți ăștia de el, F. Merită F. Bă, asta chiar merită F. Aici nu mai pot să mă iau de domn profesor Herobrine. Chiar merită F. Sincer, nu prea gândit-o frățiorul nostru. Baby zombie. Frate meu, hai. TNT. TNT. No, minge de fotbal. Haide, dă gol. Oh! Oh, no! Și tu ăsta e top 4. Bra, ce ai făcut, bă, nu Herobrine? Ah! Gata, bă, te-ai dus. Fă cu minus, idă. A, nu, fă normal. Nici știu dacă poți să-i făcut minus. Ce prostie. Sărăcoță. Wither Skeleton Gangster Bog. Cine e ăsta, man? Ia uitați-vă la el. Ce Wither Skeleton? Că ăsta e skeleton normal. Ha, mă, gangstere. Ultimul gangster chiar s-a descurcat bine. Ia, să vedem tu cât de bine te descurci. Sper să-ți pice TNT-ul. TNT pică. TNT! Let's go! Mamă, iar am râs. Bă, o să pice aici în clasă? Bro, o să pice în clasă! Bravo! Bravo, bă, bravo! Ne-ai salvat! A+, bravo, băi, că mureau toți! Bravo! A+, chiar merita A+, ăsta. Let's go! Yuhu! Continuăm. Zombie gangster boy, alt gangster, fraților. Haide, mă, șmechere, hai și tu. Hai, dă-i. Dacă ești șmecher, ești tare. Ești tare, tu. I-a picat poțiunea aia, Dragon's Breath. Trebuie să bea respirația dragonului. A băut-o și acum o vede pe Granny. O vede pe Granny, fraților, în locul lui Herobrine. Are halucinații. Te-ai dus. Și tu ai nota 4. L-ai făcut pe Herobrine să fie mov la ochi. Acum și-a dat seama, fraților, ce a făcut cu adevărat. Te-ai dus. Nota 4. Continuând, vai de capul tău. Te-ai dus înapoi în bancă. Herobrine Zombie Pig Girl. Ia. Bun. Zombie Pig Girl. Bă, vreau să-i pice cuiva chestul ăla de sus. Mi s-ar părea interesant. Golden Apple, bravo. Bravo, sora mea. Bravo. Ba, Golden Apple. Îi vine la baie după Golden Apple. Ok. Bro! Oh, bro, poftim. Băi, 10. Bro, și-a făcut nevoile diamante și aur. Fărțucidă, îi dă o poțiune să ce, să bea apă? A, gata, și-a revenit. Și a revenit, fraților. Băi, hai că știe, băi, Herobrine ăsta, Creeper, boy. Ia, hai. Hai, șmechere. Știe, băi, fraților, ce să facă Herobrine ăsta. Dar vreau ori 3 sau chestul ăla, să văd ce înseamnă. Chestul. Nice. Ce-i chestul? Wow. Este Mystery Box. Se bucură toți. Ia, deschide. Nu e nimic. Nu, bă, să nu se enervezi ăsta, că dacă se enervează... Băi, săracul Herobrine, fraților, ce-i fac ăștia, bă, nota 4? Ce-și bagi joc de el? Săracul Creeper plânge. Baby Enderman, ia să vedem.
A, tu ești Baby Enderman? Ai, un Enderman mai micuț. Diamante, bravo, bravo, mă, bravo. Bravo, băi, Baby Enderman. Ești cel mai norocos, dar bravo, hai, let's go. Ia diamantul. Let's go. A, bravo. Hopa, stați că am văzut Pigman Gangster, vrei? Se duce să-i facă, să-i facă iar o ofertă. Nu vrea. Se enervează. Păi fură la direct. Nu vrea, băi, nu vrea. Nu vrea, fraților. Sau? Bro, i s-a făcut milă și l-a luat. Bă, dar ăsta iară face bișniță, ia. Ce o să fac cu el? Hello. Ia, cât te poate să cupere cu diamantul ăsta? I love you. I-a dat un pupic. Are un diamant. I-a adus un diamant. Bă, de ce ăsta și-a dat cele două telefoane ca să o cucerească pe asta? În condiție ea, că ea are un bloc de diamant chiar acolo, bro. Vedeți blocul de diamant? Aha, gata, ce-a făcut iubită? Băi, cel mai mișto a ieșit ăsta. Pigman Gangsterul, bravo. Bravo. Să vedeți și ofticat o să fie Enderman-ul. Mamă, stai, fraților! Fiți atenți că și ăsta s-a îndrăgostit zombie Pigman-ul și gagica s-a luat ăsta, i-a dat mare shoot în picior, săracul. Ok. Își le face cunoștință și ăsta plânge, săracul. Gata, s-a sunat. Amă, gata, ora, că deja a fost prea mult. Time out. Sărăcuții, bravo. Bye bye, și aici s-a terminat, fraților. Bun, ăsta a fost Dacă râzi, îți dai o palmă challenge. Bă, băieți și fete, a fost ceva foarte interesant, ediția Minecraft. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem challenge-uri de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian, cu vampa pe toți, și vă urez o zi minunată. Mai dau așa o palmă de final, pa, pa.